Dar după cum ați văzut chiar din începutul prezentării, ne-am uitat la a spune trecut și prezent. Din câte am observat, noi viitorul e cunoscut de toată lumea, început la nivel de mass media, așa că... Folosim doar o imagine care credem că e sugestivă în sensul acesta. Subiectul credem că e unul de actualitate, probabil a fost unul de actualitate, este unul de actualitate și va fi unul de actualitate. Evident, noi ca oameni care ne ocupăm, dacă vreți noastră, de pădure cu informație, ne-a fascinat dinamica pădurii și încercăm să aflăm o serie de răspunsuri în acest sens. Și aș vrea să plec, dacă vreți noastră, scurta prezentare de la această fotografie, realizată în 2006. Pentru prima dată în județul Olt. E pe raza comunei Uzica, dacă cunoașteți. În totul unul, practic, vedeți noastră un câmp. Care era provocarea? Trebuia să realizez un studiu pentru refacerea acestui teren degradat. Evident, să propun o soluție tehnică. Să împădurim specii forestiere în ideea de a încerca să ameliorăm acest sol. Știam din facultate, sau un sol, știam teoria. Aveți în foto 2 un exemplu. Prima dată chiar am crezut că sunt la mare. Asta a fost oarecum senzația. M-am simțit oarecum debusolat și vedeți în foto 3 era un bătrân în vie. Chiar m-am dorit să întreb acum 10, 20, 30, 50, 100 de ani în urmă. A fost pădure? N-a fost pădure? Și am avut surpriza plăcută să nu numai că să-mi confirme că acolo a fost pădure, ci să ne spună domnul chiar, de acolo venea ploaia. Evident, așa, în limbajul simplu, dacă vreți. Informația a început oarecum să... Evident că îmi doream să aflu unde a fost, cum a fost, ce formă a avut, ce suprafață și așa mai departe. Niște întrebări la care nu era chiar așa ușor să răspund. La un moment dat, prin, cred că 2007, primesc de la prietenul Vase o mostră din ceea ce, până la urmă, s-a publicat în 2011, și anume planul de directoare de tragere. Din păcate, inițial am zis că mă folosesc de internet. Între timp, e o problemă cu serverul și a picat, așa că scuzați designul, am încercat să improvizez. Găsiți toate informațiile, practic, pe site. Asta e acoperirea la momentul de față. Din ce înțeleg, încă s-au mai făcut rost de planșe, s-ar putea să completăm puzzle-ul. În el sunt informații foarte, foarte bune și pentru noi. Scara este 1:20. Din el se fac doar, puntez câteva aspecte, adică importante. Și evident, regăsim și limita pădurii. Am trecut la Timișoara, chiar v-am prezentat. Am dezvoltat o mică aplicație bazată doar pe soluții open source. Nu a fost foarte complicat să folosim în spate acest trac și inevitabil, practic, ne-am apucat să vectorizăm limita pădurii de la vremea respectivă. Da? Cred că imaginea aceasta se vede foarte bine. Conturul pe acele planuri de tragere am să folosesc, dacă vreți noastră, gerenii cu 1900. În principiile sunt realizate și înainte și după, au fost retipărite în mai multe ediții, depinde de zonă și așa mai departe, informațiile pe care sunt pe geospațial. Evident, revenind puțin la imaginea pe care ați văzut-o, pădurea de care vorbea acel domn, da, care se fa via, e aceasta, vedeți noastră, practic, pădurea Uzica, în două trupuri. Aici, practic, vedeți actual, da? Sunt doar și terenuri agricole. Într-adevăr, la nivel de fertilitate, nu vreau să mă exprim, e vorba de cea de-a cincea terasă a Dunării, sistemul de irigație funcționează așa cum funcționează, încearcă să-l pornească. Evident, la prima vedere, ai avea senzația
Da, doar a dispărut. Doar s-a diminuat. N-ar vrea nici să vă sugerez o concluzie. Aș prefera să încercați singur să vă formați o opinie. Dar câteva lucruri să încep. Într-adevăr, în toate aceasta, două trupuri de pădure și vorbim de câteva sute de hectare, nu mai sunt. Da? De asemenea, practic, puteți remarca și aici. Da? Și aici. În același timp, puteți să remarcați prezența unor noi trupuri de pădure. E dezvoltarea unora care erau și acum 100 de ani. Și am ales, dacă vreți, o imagine în care am și început această pădure din imaginea anterioară să putea observa, se numește branștea catârului. Ce e foarte interesant, bun, ne interesează să vedem acele suprafețe a căror categorie de folosință este pădurea. Dar e, cred eu, necesar să abordăm și calitativ, nu doar cantitativ, asemenea suprafețe. Am avut ocazia să găsim în marginea acestei păduri un exemplar de stejarul măriu, de fapt, ceva din ceea ce a fost odată. Să știți că, practic, conturul pe care vedeți dumneavoastră e și cel din zilele noastre. Suprafața extinsă de pădure, practic, vorbim de sargân, o specie subspontană la noi, care a fost plantată mai mult tocmai pentru a fi un stăvilar natural în care are marelor domestici. Evident, sunt multe zone. Am început anul trecut cu oarecare entuziasm. Am zis că vom termina relativ repede. Vectorizarea n-ar fi o problemă. Am tot discutat la un moment dat și cu Vasile, ar putea să facă comunitatea. Evident, sunt câteva aspecte totuși mai delicate. Nu toate planurile sunt foarte bune. Nu întotdeauna informația e bună. Trebuie să fie atent. Și ceea ce cred că e destul de important, documentarea asupra trupurilor de pădure trebuie să fie una totuși ceva mai riguroasă, motiv pentru care e un proces în desfășurare. Am ales o suprafață mai mare în care să începem să tragem o oarecare concluzie. Și anume, făcând niște studii, dispunând practic de imagini, am fost în teren pe raza fostului Ocol Silvic Sinișoara, nu vreau să fac paranteze între timp, în ultimii 15-20 de ani de când cu retrocedările, nu prea să mai știe și dinamica, e una foarte mare la nivel de administrator de pădure, da? Deci vorbim de fostul Ocol Sighișoara, în care, practic, cu verde, vedeți limita administrativă a Ocolului Silvic, cu roșu, vedeți limita, v-am spus, să-i spunem generic 1900, iar, practic, cu galben, limita actuală. Să începem puțin să vedem la un alt nivel de zoom. Aș vrea să fiu foarte bineînțeles. A face o comparație la nivel de limită, cu câți metri diferă, e total nerelevant. Și din prisma faptului că așa acele planuri de tragere, în urma procesului de georeferențiere, au rezultat o serie de erori. De la caz la caz, acestea sunt mai mari sau mai mici. Ar fi, cred, o greșeală. Ceea ce totuși am încercat, ca totuși să avem un punct de plecare, am ales 10 trupuri, da? Pe care le vedeți noastre exemplificate aici, în care am, pentru care am determinat practic suprafața și perimetrul. Nu vreau să vă induc practic o concluzie, deși, în general, cel puțin la nivel de mass media se spune că suprafața de pădure a scăzut. Bine, acum depinde cum anume vrem să privim lucrul. O pădure și cea care are 5 ani, și un om. E și cel de 20, 30, 40, 50, 60, 70 și o pădure. Nu înseamnă pădure doar cea care are la anumită vârstă, da? La fel și în situația dată, ce zic eu interesant, dacă vă veți uita, sunt într-adevăr situații în care, cel puțin la nivel de suprafață, avem și minusuri, dar pe total, în cele 10 trupuri analizate, pentru o suprafață de circa 15.000 de hectare, vedeți, la o primă analiză, da, se remarcă un plus de 30% față de ceea ce a fost acum 100, circa 100 de ani în urmă. O să încerc să vă mai relevez foarte pe scurt câteva exemple. Evident, ideea e de bază. Vrem să continuăm la nivel național, cel puțin acolo unde dispunem de planul și ceea ce trebuie să facem, să facem o mai bună documentare a
acelor trupuri care au dispărut din punctul meu de vedere, merită, cred că, să știm și de ce au dispărut și când. La nivel de materiale folosite, planurile de tragere de care vă spuneam, da? Vedeți un exemplu aici, sunt practic pe site Hărțile Rusești, pe care le puteți folosi. De asemenea, niște imagini neclasificate. Noi am găsit la modul liber și puteți și noastră să downloadați. Și să zicem o informație actuală la nivel de 2005. Colegul a scris un mic proiectel la Orbiu 2 și a obținut o imagine. Aveți și noastră, merită să încercați pentru aplicația noastră, pentru zona noastră, s-ar putea să reușiți să obțineți. Evident că marele imperii întotdeauna și-au dorit să cunoască foarte, foarte bine întreg teritoriu. Există aceste planuri, artă sovietică, nu vreau să intru în detalii. Cum vă spuneam, acele imagini NASA reclasificate, au practic o istorioare destul de interesantă. Chiar am selectat și o mică fotografie să vedeți cum arăta acea capsulă care practic a realizat acele imagini. Da. Evident că noi am găsit ocupă o suprafață destul de întinsă din România. Merită practic să intrați. Sunt și gratuite, veți găsi și contracost, dar cel puțin cele gratuite, dacă le găsiți pe zona noastră de interes, cred că merită să le folosiți. Rezoluția spațială pe care ne-am găsit în zona Brașovului fiind de 15 metri. Deci e una foarte, foarte bună ca informație, plus anii respectivi în care, dacă vreți, a fost o dezvoltare extraordinar de mare și atunci putem surprinde asemenea aspecte care ne-ar putea interesa. Evident, am putea face o clasificare, dacă vreți noastră, care ar fi cauzele dinamice, da? Și la nivel de plusuri și la nivel de minus. O schemă, zicem noi, simplă, dar la același timp destul de acoperitoare în ceea ce vește această problematică. Evident că vorbim de factori antropici, factori naturali. Foarte pe scurt o să încerc să mă refer la fiecare. Vedeți noastră, nevoia de spațiu. Se resimte cu siguranță, se va resimți și în viitor. Fie că ne referim la agricultură, fie că ne referim la agricultură. Cartierul Răcădău, un Brașov, cred că, dacă n-ați auzit sau dacă ați vizitat, cu siguranță, este un cartier nou în Brașov. Vedeți noastră, în 1977, că acele imagini declasificate și cum putem spune cum ar arăta astăzi. Suprafețele ocupate cu pășunea la vremea respectivă erau unele mult mai mari. Evident, ne dorim aer curat, dar în același timp avem nevoie de rezervoare de apă și alte asemenea lucruri. Vă dați seama de ce se fac în punctele înalte care sunt ocupate cu pădure. Și aici apare asemenea situații în care cred că limita pădurii are de suferit. Și, din păcate, e irreversibil, da? Nevoia de resurse, fie că ne referim la minerit, apă potabilă, etc. De noastră, exploatările, am zis noi mineri, chiar dacă sunt de suprafață, cariere, avem două cariere, fie că veniți din Sibiu, fie că veniți, practic, de la Pitești. Din păcate, intrarea în oraș, aveți ca și rivele pe cele două cariere, parțial dezafectate, da? Se vede foarte bine pe harta sovietică începutul și puteți să vedeți cum arătau în 77, da? De asemenea, cum arată ele în vremurile noastre. Nu știm dacă se vor mai extinde, se pare că dacă s-ar mai extinde, s-ar putea ca să nu mai putem ajunge cu Iana decât cu elicopterul. Ăsta fiind drumul în Brașov, cu Iana Brașov. Da. Evident, am decis să vedem cum arăta la nivel de 1900. Da? Vedeți limita cu verde, vectorizată din acele planuri de tragere. Da? Nu era, evident, cariera. A fost făcută ulterior și mai odată cu dezvoltarea orașului. Și, evident, dezvoltarea 77-2005. Evident, putem privi, dacă vreți dumneavoastră, și trebuie să o privim ca o resursă. A existat un program de dezvoltare forestieră undeva la nivel de
așa zisă politică, pe termen mediu și lung, 77-2010, în care, pe de o parte, s-au construit acele faimoase combinate pentru producerea hârtie, la Brașov, Celocacu, la Zărnești, mai exact, la Brăila și așa mai departe. Să știți că și-au pus problema la vremea respectivă, nu să folosească neapărat resursa care era în nivel de vegetație forestieră, și așa cum vedeți, practic, în această imagine, a fost o politică destul de consistentă, zicem noi, în campanii de împăduriri. Puteți să vedeți, la nivel de 1890, această suprafață de aici neocupată, da? De vegetație forestieră. Aici, practic, vedeți noastră, deja în anii 70, acea politică începând să dezvolte, iar în momentul de față, da? Putem remarca aproape un grup compact de pădure. De asemenea, vedeți, sunt trupuri care au apărut, zicem noi, în sens protectiv, da? Am dezvoltat un oraș, dar ne-am dat seama că dacă nu apărăm și nu consolidăm, practic, versantul, s-ar putea să nu mai avem orașul viitor. Un timp pentru care, dacă vă veți uita în imaginea din stânga, da, vedeți, practic, nu avem suprafață acoperită cu vegetație forestieră și uitați aici, da? Practic, avem de-a face cu un timp foarte, foarte mare. E vorba de municipiul Săceni, în imediata vecinătate a orașului Brașov. Aici, dacă îmi permiteți o mică paranteză, probabil că unii ați auzit sau ați văzut dezbatere pe la televizor, de aici o adevărată problemă în ceea ce a însemnat retrocedare. Da? Pentru că persoanele respective, la nivel de 1900, până în reforma agrară și așa mai departe, în actele lor de proprietate aveau terenuri agricole, da? Dar care astăzi sunt terenuri forestiere. Și de ei s-au făcut tot de schimburi și au rezultat o grămadă de declarități, dar și o grămadă de schimburi care cred că n-au condus într-un totul la lucruri foarte favorabil. Evident că vorbim de extinderea limitei naturale, mai ales acolo unde omul nu a exercitat o acțiune continuă de gospodărire, în special a fânețelor, da? Sau a pășunilor. Un exemplu în acest sens, puteți să vedeți în cele două imagini, e un exemplu destul de frecvent la Cluj, în zona montană, în special. A fost o campanie, într-adevăr, în anii 70, în care au deficitat suprafețe și au lărgit pășunile albine. Dar să știți că sunt situații de la caz la caz, trebuie să avem de ce nu necesar să analizăm punctual, în care acele suprafețe deficiate, ușor, ușor, natura, practic, le-a regenerat mai mult sau mai puțin natura. Da, și cu ajutorul silvicultorilor. Nu vreau să insist, cum vă spuneam chiar de la început. Concluzia, dacă vreți, noastră generală, din punctul nostru de vedere cel puțin, e că înainte de a începe să generalizăm, să spunem că ceea ce e în momentul de față n-a mai fost și nu va mai fi și cu asta s-a terminat, cum din păcate dramatizează unii, da? Mai ales, cum spuneam, la nivel de mass media, ar fi bine mai întâi să studiem, să vedem exact care sunt toate resursele, care sunt informațiile. Vă promit că, cel puțin din punctul nostru de vedere, cel puțin acele trupuri de pădure care au fost și în zona de câmpie e o realitate. Au fost și nu mai sunt, ați văzut, în mare majoritate terenuri agricole, dar sunt situații în care găsim astăzi sate, efectiv, pe suprafețe unde au fost pădurile afectate. Chiar vrem să documentăm, cu siguranță cred că am putea să găsim informații când acele suprafețe au fost tăiate. Dacă îmi permite să mă întorc la fotografia inițială și cu asta termin, pădurea respectivă a fost defișată. Spunea bătrânul respectiv că, într-adevăr, terenul la o anumită perioadă a fost foarte fertil, da? Aici, noastră, cu siguranță ați învățat și învățat în continuare, având acolo, practic, aveam de-a face cu niște nisipuri mobile, da? A căror mișcare, dacă vreți noastră, odată cu defișarea pădurii, a început, oarecum, să fie intensificată. S-a mai făcut o greșeală în sensul că
Au zis, n-are rost să avem dune și interdune, să fie simplu să ne deplasăm, motivul pentru care am intrat cu buldozele și au nivelat. Solul fertil a ajuns la adâncimi foarte mari, motiv pentru care ați văzut, facem eforturi și se fac eforturi foarte mari și financiare, dacă vreau să și logistice, să revenim cu părerea de pădure în asemenea.